În memoria unui ofițer de poliție, acesta este titlul cărții lansate la Chișinău. Cartea este dedicată lui Gheorghe Delejan, un mare patriot care a luptat pentru integritatea teritorială a țării. Gheorghe Delejan, de la polițist de rând, a ajuns comisar al raionului Soroca. Astăzi el nu mai este printre cei vii. Rănile căpătate în timpul războiului de pe Nistru i-au scurtat viața. Inima s-a încetat să bată în 2008. Ziarista Nina Neculcea a realizat ultimul interviu cu eroul cărții. Mi-a rămas în amintire ca un om îndrăgostit de tot ce este frumos, îndrăgostit de Soroca. Poate se simțea și el sorocean, pentru că se atașase de oamenii de la Soroca și își făcea misiunea așa, cu tot dragul, cu tot sufletul. Autorii cărții spun că acest om este prototipul pleiadei de polițiști care au luptat cu demnitate și mult curaj pentru apărarea integrității țării. Prin chipul domnului Delejan noi ne regăsim toți cei veterani de război care au participat acolo și vreau să vă spun că a fost un om deosebit care a știut să-și iubească patria, să-și estimeze camarazii, să iubească lumea din jur. Cartea în memoria unui ofițer de poliție este o filă din istoria Poliției Naționale, spune ministrul de interne Victor Catan. Astfel de exemple servesc la educarea generației tinerilor apărători ai patriei. Fiind prezent în sală, am înțeles prin ce momente și prin ce sentimente au trăit colaboratorii care au participat la evenimentul de pe Nistru. Noi, tânăra generație, ne vom stări să fim patrioți, să fim devotați țării noastre. La lansarea cărții a participat și unul dintre fiii lui Gheorghe Delejan. Pentru mine însumi înseamnă bucurie externă, foarte mare. E puțin spus că sunt mândru. Sunt mândru de tot, că port numele ăsta, că sunt ficiorul lui și că am avut așa un tată. Ne-a lăsat un nume foarte mare. Eu vreau să seamăn cu bunicul meu, să urmez pașii lui, să fiu ca și el. Cum voi crește mare, vreau să deviu polițist. Evenimentul de lansare a cărții în memoria unui ofițer de poliție a adunat studenți, absolvenți și profesori de la Academia de Poliție Ștefan cel Mare, angajați de la Ministerul de Interne, pământeni și camarazi de arme ai lui Gheorghe Delejan.